Bun, hai să vedem repede, repede. Da, e bine. E bine. Bine și aici, dar nu avem umbră purtată. Ok? Și ne-ar trebui un griuleț pe ce e pe aici, da? De asemenea, și aici n-ar strica umbrele purtate, 60 de grade și orizontala. Ok? Dacă asta ar fi cum ar veni un fel de simulare, nu e rău, dar lipsesc piese. Ok? Zice că să facem tot ce putem să nu lipsească aceste piese. Deci ar fi fost o mică banană din asta, da? Dar nu pot să am un subiect din ăsta de cu atât liber să ratezi toată umbra. Că nu mai e admitere de arhitectură. Nu e rău. Dar atenție aici, elipsele astea au să făcute ok. Da? Umbra asta e complet paradită. Da. Construiește umbra. Tot așa nu se poate cu, da, doar cu atât. Umbrele astea nu le mai fac mișto, trebuie ori le faci, ori nu le faci, da? Și atenție la elipse. Ce bine, un pic cam șters, n-aș ști ca să fie un pic mai întărit, ok? E bine. Ar fi fost de mai mult dacă era un pic mai clar, da? Să vezi acum colegii tăi. Trebuie de semnul de linie să fie foarte clar. Momentan la tine tot e înțețoșat așa, știi? Nu, ca și cum nu cade privirea pe nimic concret. Apeși prea puțin, nu desenezi pentru 6 metri. Da? Dacă nu desenezi pentru 6 metri, n-are cum să fie ce trebuie să fie. Ce am discutat, da? Alt, adică. Foarte bine. Da. Atenție, lipse, da. N-ar fi stricat astea să fie mai plate. Aici să sapi un pic în interior și totuși un chenar. E șocant cum de tocmai asta, din toate lucrurile, tocmai asta lipsește. Chenarul, da? Că e o chestie foarte banală, ok? Ar fi un 20 ceva în zona aia, da? Nu e rău desenul de linie, dar încearcă să ții cont și de chenar și de, da? Sapi în interior, toate volumele astea, nu mai lăsa așa interpretabile. Da. Da. Și o clădire foarte mare, bună. Și aici este un pavilion ciudat. Da, merge, merge, merge. Cum mai știu dacă sunt subiecte separate? Da? Nu era imaginea asta. Încearcă să dai grosimile astea pentru intradosul, ok? Să aibă o grosime, ferma aceea. Da, foarte bine. Și aici e sensibil, dar cumva e un pic peste. Ceea ce e bine. Ca proporții sunt ok, da. Foarte bine. Da. Atenție un pic la perspectivă aici. Este un pic cam plat. Cam deschis, pardon, scuză-mă, pentru că e de apropiat de linia orizontului. No. E ok, da. Aici avem o problemă însă. Să convine umbra asta. Ce să fie o elipsă și ce să se ducă asta să meargă și să urce, știi? Și ce n-ar fi stricat un pic de grafică peste. Trebuie să treacă de 6 ca să fie ok pentru probă de admitere. Da, nu e rău. Da. Aici nu prea înțeleg la ce mă uit. Că n-are asta cum se termine niciodată drept așa. Știi ce zic? O să fie mereu o bucată de sferă. Adică un arc aici. Asta te cam pică. Dar nu, ți-aș da un 6,2. Deci dacă ăsta era făcut și aveai și fundal, era un 6,30. Adică intrat. Dar tot așa nu, pici din cauza că nu e făcut cum trebuie. Da, avem umbra făcută la mișto, dar e bine. Ce am fi stricat gri, ca să fie totul o bucată. Și este un pic, ce lipsește un arc, da? Și se ducă în spate, în spate, da? Da, nu merge.
Atenție cu arcul ăsta aici, nu știu eu de ce nu mi-a făcut. Da? Da. Eu un pic cam... E spart așa fără să vrei, dar sunt bune proporțiile. Aici am prea știu ce spetele astea. Și că s-a pătat un pic căsuța, da? Bauhausul nu e rău. Da. Atenție la porțiunea asta de... Ai niște zone care sunt dubioase, da? Cum e aici și aici, da? Asta ce ar fi fost? O elipsă. Știți, fie generatoarele astea care îți dau umbra, da? Segmentele astea care se duc după volum, cum ar veni. Așa. Da. Aici sigur nu arată așa, că n-are cum să fie gol tot. N-ai linie făcută în spate. Bine, discutăm. Da, foarte bine. Asta trebuie să fie în perspectivă. Nu e rău subiectul ăsta. Aici au o muchiuță. Asta trebuie să dispară. Asta e bine, dar nu ai aplicat nicio corectură. Discutăm imediat. Da. Ai fi picat fiindcă nu e asta în perspectivă. Aici e bine, dar n-ai terminat planșa, că n-are niciun afundal. Da? Sunt ele hașurate cumva în legea lor. Dar nu pot să-ți dau mai mult. Da? E clar sub... E păcat că e foarte bine desenat. Deci era voastră numărul 1, nu? Stricați ceva, învăț. Da, nu pot să accept asta. Imediat cine nu a făcut treaba cum trebuie, este ori atenționat, ori dat afară, cum a stabilit, nu? N-ai rine în spate făcute. De ce? Nu știu. Nope. Îmi pare rău. Nu se acceptă. Bun. Deci ce am stă în spate făcute? De bine făcut desenul. Da. Imediat. Da. Ce foarte bine. Sunt un pic cam agresive astea. Ar putea să fie mai jos, știi? Și aici asta. Dar tu n-ai aplicat corectura. Că simți minte că ți-am corectat asta. Ok. Da, e ok. Aici e greșeala asta de gol, da? E o chestie de gândire logică care lipsește. Pafi, da. Foarte bine. Aici nu avem arcul cum trebuie, știi? Și asta ar fi trebuit să vină fix aici, cât e asta. Și aici se mergeau, știi? Nici asta nu e rezolvat corect. Nu aplici corectura cum trebuie. Nu pui întrebări, probabil, dacă nu avem lămurire. În schimb, aici e bine. E mult mai bine, da. Atenție, uite, vezi cum parcă se umflă toate la fel. Încearcă să le dai și un degradeu de adâncime, să fie mai închis în față. Arăți nu e rău. Liniile astea bine, dar nu prea văd linii în spate. Văd ceva pe aici, dar nu văd suficient de mult. Da? Merge. Și aici începe să fie bine. Uite, așa nu sunt muchile în spate. Ok? Și atenție la elipsele astea, că sunt ușor de amblajite. Asta nu trage bine în perspectivă. Da? Cât să tragă cum trage ochiul. Da, arcă aici. Asta este complet din altă poveste. Cort, da, de acord. I-am zis la mișto că e cort, dar nu trebuie să fie alitera un cort cu foc lângă. Că asta nu are prea multă valoare arhitecturală. Da? Ai arcă aici. Arcă aici. Da. Cele două GD-uri, da. Să n-ai nicio treabă.
Bine că ai măsuța asta de design. Schimbă aici, e ok. Începe să fie bine. Lipsesc umbre. Ok? Să trage greșit în perspectivă. Nu știu ce notă să spun pe așa ceva. Asta e 2. E... Da? Trecem pe lista magică. Avem conversația magică. Nu e... ce ți-i dai fundal? E mai bine, dar nu e terminat. Nefiind terminat, n-am cum să... Da? Fără umbre purtate, fără chenarii, prea... Da? Aici e ok. Da, dar încearcă să dai degradeul ăsta constant. Știi că e prea plat ce-ai făcut tu. Nu e rău. Doar greșeala asta de grafică. Ar putea fi, să știi. La limită, la limită, chestia asta te dă de gol. Că e ca și cum nu înțelegi grafica. Nu, creierul tău are un gol foarte mare, știi, că nu înțelegi ceva de tău, știi? Și asta irită cum ar veni pentru admitere. Dar în rest, nu. E ok. Și ce să nu fie ok. Aici e foarte bine, însă. Asta nu înțeleg eu de ce e atât de înaltă. Da? Când ar trebui să fie mai micuță un pic. Dar e bine desenat. Bine, dacă nu exista chestia asta, era de 1,40, clar. Dar nu, vezi? Cum vă dați singur de gol, cumva? 1,40 deja e top 10%, e bine. N-am ce să-ți fac la chestia aia, da? Eduard, e foarte bine. Da, asculti, merge. Un pic greșel de perspectivă pe aici. Și atenție un pic la asta, că nu prea se duce în spate. Vezi că costuie și în spate, la mâna liberă. Da? Atenție un pic la greșelile astea de perspectivă, că nu sunt ceea ce trebuie. Da. Nu e rău, dar asta e complet disproporționat. Trebuia mult mai mare ce avem aici. Ok? Nu e rău. Aici te trage în jos foarte mult. Asta n-ar trebui să existe, asta n-ar trebui să existe, mochiile astea. Da, e foarte bine. Să nu se uite și în spate, da. Un pic aosate, dar e bine. Dar bine că deci de nivelul ăsta erai dacă făceai până la capăt, dar n-ai făcut, da? Laurențiu, da, foarte bine. Uite, foarte bine făcut. Deci e ceva greșit cu când trebuie să fie mochi asta și nici asta de aici. Dar pe ansamblu e bine. Da? Se apropie, e un pic. Și ce e bine, da? Un pic de amblajit. Nu prea înțeleg eu aici la ce mă uit. Trebuie să fie o semi-elipsă, da? Și sus și jos. Pentru încurajare, nu e rău. Da, foarte bine. Atenție aici, un pic cam înalt. Trebuie să fie cam egale, plinul și golul, da? Și un pic atenție, că nu prea se citește aici cum trebuie. Nu știu, ca să rezolvă aici ce e un haos, da? Ne trebuie ceva care poate lăsa geometrie. Că altfel nu o să arate bine, din punct de vedere arhitectural. O să arate ca și cum lipsește ceva. Dar e foarte expresiv desenat, ceea ce e bine. La chestiile astea. Și faptul că nu desenezi cu accentul ăsta de 6 metri. Asta te trage jos foarte mult. Da. Încearcă să dai hașura până sus. Fapt, nu. Mă. Trece aici. Problema la tine e că, da, aici să fie o muchie. Degradele astea. Da? Foarte bine. Foarte bine. Serios desenat. Și ai pus și în plus și cu axonometria, da. Din păcate, mereu suntem ținuți în scurt de nivelul la care suntem. N-ai văzut colegii tăi că nici încearcă, știi, să ducă până la capăt. Ai dus mai mult decât trebuie, da? Dar problema e că încă desenul de linie nu te ajută să ajungi chiar unde vrei tu. Știi, să iei 8, să zicem, da? Oricum, pentru simulare, foarte, foarte ok. 640 e admis. Da? Adică ai nimerit-o bine la asta, da? Matei, foarte bine, da. Da. Clar, merge. Silvia, da, foarte bine. Alexia, da, foarte bine.
Fiind nu-s desenat, foarte bine. N-aș stica un pic mai apăsat aici, încearcă să desenezi pentru 6 metri, da? Să te abții de la dorința asta de a se desena finuț, că se vede greșit de la distanță, da? Nu se citește cum îți imaginezi tu. Foarte bine aici, un pic mai apăsat. Și încearcă să pui linia asta din spate, da? Uite-te la colegii tăi, o să vezi cei care nu pun linia din spate, nu înțeleg desenul. Și, drept urmare, nu poate să fie o... Da, nu pot desena ceva care e calitativ, în adevăratul sens al cuvântului. Foarte bine aici. E cam urât desenat, e banal așa, dar merge. Da? E răspunsul corect la temă, aici e bine, da, da. Bun, deci cum ziceam, aici e ok, e ok. Vezi, uite cât de urât poate să arate că stă jos pe nimica? Dacă avea un caroiaj aici, adică ceva foarte simplu. Da? Și un prim plan, un boschetel ceva, da? Din prima ar fi fost imaginea mult mai centrată, da? E bine. Da, asta îți lipsește ție, da? Și asta cu 6 metri, nu vrei să o bagi în creier odată. 6 metri. De a 6 metri de sânul tău arată așa, ca o ceață, da? Tu ai ce că arată bine, dar nu arată deloc bine. Da? Intră în categoria aia de planșe mediocre. Da. Da, foarte bine. Uh-huh. Ce ai făcut și în plus, da, da. E bună grafica la tine, să știi, Alex, da? Dar tare mie că astea erau, nu erau 3? Că tu ai făcut ca și cum sunt 2. 2 cortulețe în acestea și pentru asta ți-ar scădea. Ok? Dar se iartă pentru grafică. Da? Atenție aici la asta. Da, și pentru asta ți-ar scădea. La elipsa asta. Ai o elipsă aici și încă una aici. Și asta ar fi venit o bucățică. Pentru asta ți-ar scădea mai mult. Ok? E păcat că e foarte bine desenat în asta. Și aici atenție că e un arc. Da, foarte bine. Da. Finuț desenat, da, n-ar fi stricat reflexia să întoarcă și pe partea asta să fie tot o bucată, da? Și un degradeu din partea asta, în jos, pe pantă, ok? Da, foarte bine, da. Foarte sensibil, uh-huh. Da, și desenat tot așa, pentru 6 metri, foarte bine. Uh-huh. Da, un pic la liber suntem foarte rigizi. Hai să-i dăm umbriță purtată aici. Manichinul ăsta ar fi trebuit să aibă... Are un pic de planeitate, știi? Chipul ăsta al mouse sau al calculator. Desenează la fel de bine. Trebuie să aibă un ax cumva, știi? Al feței. Și niște plane laterale, da? Ar fi mers mai mare abajurul ăsta un pic, că e prea... Creanele astea plutesc, nu se duce niciunul până jos, știi? Adică uite ceva de genul ăsta. Știi? Se iasă un pic în afară. Miruna foarte bine, un pic cam agresiv, dar merge. Bravo, da. Sunt bine de la distanță, sunt foarte ok. Ce trebuie să faci tu de acum încolo să mai șlefuiești un pic, da? Să fie un pic mai finuțe. Laurențiu am văzut, da. Mihai, da. Foarte bine. Da, nu am ce să reproșez bine. Aici ar fi trebuit astea. Să fie o suprafață cu totul, da? Aici, din păcate, o să dea pe arc. Cum dă și aici. Da, e bine. Da. E de admis. Foarte bine. Sunt astea hașurate cu... picioarele. Da. Ai chenar măcar, uite aici, e foarte finuț făcut dacă avea și umbră purtată, dar deodată cum e lecția un pic diferită, s-a șters complet ce știai, dacă observi. N-ar fi trebuit să faci și perspectivă. Da, și prefera să fie astea hașurate. Dar e bine. Oana, da. E aici o mică greșeală de perspectivă? Că nu prea îmi dau seama la ce mă uit exact. Dacă vrei să fie linia orizontului deasupra, să se vadă partea de sus a arcului. Ok? Și stă în jos cumva. Greșeala asta de perspectivă, sigur ți-am corectat-o și a perseverat. Da, asta scade ție tot desenul, da? Adică o chestie asta mică, vă de gol. De-aia zic poza și întrebarea mereu. Da, foarte bine. Da. Are și grafic, are și accent, are tot ce trebuie, da. Next. Foarte bine. E persoana normală, da. Bravo, foarte bine. Deci, în general, totuși umbrița să fie pe latura scurtă. Nu te aventura pentru efecte de genul ăsta.
Da, astea sunt. Sunt amblăgite astea. Vezi cum se leagă? Inconsistența logică dintr-o parte cu... Da? Iar desen din ăla retarded de care am mai vorbit de multe ori. Să nu mai faci. Foarte bine. Nu aplici ce ți arăt, n-ai cum să crești. Are prin plan, are tot ce trebuie. Este un exemplu foarte bun de grafică. Și proporție este ok, da? Bravo. Foarte bine. Maria, da, foarte bine. Pentru istorie, foarte bine. N-ar fi stricat aici niște umbre purtate, da? De la structura asta. Da. Sunt un pic oze îndesenate, dar merg mult mai bine, da? De fapt, nu e. Se apropie de 8 ăla. Încearcă să îngroși liniile la sfârșit. Totuși se vadă linia aia de secțiune unde pică, da? Ai făcut asta aici? Da, bravo, da. Doar că e prea puțin. Trebuie să facem și restul din prisma și restul, ca să pot zic că e mai mult. Dar nu e rău. Am început să înțelegi la ce mă refer, da. Ai umbră, ai umbră purtată. Aici umbra asta un pic de amplăcită. Da, se apropie. Vezi cum e goală planșa? De-aia tot zic cu benzile, cu chenar, cu, știi? Să poți să scoți un pic mai multă împlutură din aceasta care arată bine. Da? Să dăm aici arcele acelea. Cât din asta ți-ar fi și ție sfera asta cum trebuie. Foarte bine. Dacă probă de admitere, da. Și trebuie să fie admis fără taxă pentru asta. Admisă fără taxă, da. Și ai și umbre, da. Cine ascultă, iau tice. Asta este foarte, foarte bine făcută. Dar știi că aici au o bandă măcar. Da? Cerul și pământul, știi? Ia să vedem ce spune. Da, nu e rău. Poate a aplicat absolut tot ce ți-am arătat. Aici arată un pic hell. Dar e foarte bine. Bravo. Foarte bine. Da. Bravo. Da. Nu e rău. Un pic damblagită aici, dar merge. Se trebuie să ducă și ele până jos. Da? Inconsistența asta logică e ce te seacă pe tine. Dar tu trebuie să o rezolvi pe asta. Eu ți-am arătat cum se face. Tu trebuie să accepti că dacă nu faci constant, nu iese, știi? Și cam astea sunt, da? Poza și întrebarea, ca să evităm situațiile astea neplăcute, să zicem, da? Bun, sporuri.